Casa Armatei din Giurgiu a fost vineri după amiază gazda unui eveniment cultural dedicat copiilor și tinerilor iubitori de muzică și dans. Organizatorii spectacolului Portativul Tinereții au fost plăcut impresionați de participarea numeroasă, deși inițial erau așteptați în jur de 100 de copii. Spectacolul a fost organizat de Asociația Implică-te pentru Viitor cu sprijinul deputatului Liliana Ciobanu, a viceprimarului Alexandru Vladu și a consilierului județean Răzvan Cuc. Copiii au luat cu asalt locul special amenajat în sala de spectacol pentru a se înscrie în competiție. Minute în șir s-a stat la coadă pentru a prinde un loc în competiția talentelor, lucru ce a făcut ca spectacolul să înceapă cu întârziere față de ora deja anunțată. Animatorul evenimentului a fost nimeni altul decât binecunoscutul actor Vasile Toma. Eu zic că trebuie să facem totul pentru copii, pentru că vedeți bucuria lor să transmite și către noi oamenii mai adulți. Cine nu este bucuros când vede copilul lui evoluând pe scenă, câștigând un premiu, luând o diplomă chiar de participare, luând o mică atenție care am pregătit-o pentru fiecare. Eu zic că vor fi niște momente deosebite și cred că cu toții vom trăi la maxim această seară. Aproape 200 de copii au evoluat pe scenă sub privirile părinților, bunicilor și prietenilor, care i-au aplaudat frenetic și i-au încurajat pe tot parcursul evoluției lor. Misiunea juriului a fost destul de dificilă, dat fiind numărul mare de participanți, însă la final toți copiii au primit diplome de participare și cadouri simbolice, iar cei mai buni dintre artiști ocupanții primelor trei locuri au fost răsplătiți de juriu cu premii și cupe.